Amendă de 5.000 de lei pentru românii care au această plantă în curte. Persoanele fizice și juridice care dețin terenuri sunt obligate, potrivit legii, să facă să dispară această plantă de pe proprietățile lor. Atât persoanele fizice cât și cele juridice au obligația prin lege să își mențină proprietățile igienizate, să le împrejmuiască și să le curețe de ambrozie. Ambrozia este o buriană al cărei polen provoacă alergii puternice, astfel că cei care nu vor eradica această plantă riscă amenzi usurătoare. Ambrozia este cea mai frecventă cauză a alergiilor, pentru că o singură astfel de plantă poate elibera până la 1 miliard de particule de polen care sunt purtate de vânt sute de metri. Sezonul ambroziei ține din luna august până în octombrie, iar zilele calde și uscate, în special între orele 10 și 16, sunt cele mai sensibile perioade. Astfel, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare anual în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, până cel târziu la 30 iunie, lucrări de întreținerea terenurilor prin diferite metode. Acestea durează până la sfârșitul perioadei de vegetație a ambroziei, astfel încât planta să nu răspândească polenul, care conține multiple fragmente alergizante, informează Garda de Mediu. Amenzile aplicabile pentru neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin lege sunt de la 1.000 de lei la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 10.000 de lei la 20.000 de lei pentru firmele prevăzute la articolul 3 din lege. Conform legii, autoritățile administrației publice locale transmit o somație către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, unde sunt identificate focare de infestare cu ambrozie, relatează playtech.ro.